Denumită și regina plantelor, lucerna este considerată hrana verde a mileniului. Principala sa funcție terapeutică este aceea de a fortifica sistemul imunitar. Folosită în stare proaspătă, lucerna își menține nutrienții esențiali necesari bunei funcționări a întregului organism. Planta conține o cantitate mare de enzime, substanțe antiinflamatoare, beta-caroten, multe vitamine și minerale esențiale. Lucerna se poate consuma sub formă de ceai, tinctură, pulbere sau de tablete pe care ni le putem procura de la farmaciile naturiste. Mai mult, lăstarii sau germenii de lucernă au efecte revigorante și pot fi adăugați în salatele de legume. Vă invit ca în minutele următoare să-l urmăriți pe inginerul horticol Petre Biolan, care pentru astăzi și-a ales ca plantă de studiu lucerna. Lucerna, medicago sativa, toată lumea cunoaște lucerna. Datorită rolului foarte important în creșterea animalelor. Dar vedeți că natura n-a lăsat numai pentru animale această regina plantelor, după cum îi spunea regretatul Ștefan Marea de la Hofigal. Și e o adevărată regină, deoarece are în ea aproape toate mineralele, toate vitaminele care ne sunt necesare organismului. Are foarte mulți aminoacizi, foarte multă clorofilă. Știm că în clorofilă există magneziu, deci magneziu din abundență. Are vitamina D, pe care foarte mult, care se găsește în foarte puține plante. Ea o are. Are vitamina U, care ne spune că este bună pentru ulcer. Având atâtea vitamine, enzime, de asemenea, minerale, se poate consuma aproape tot timpul anului. În timpul verii putem să consumăm 3-4 lăstari în salată sau putem să și ronțăim ca atare, nu este foarte rea la gust. Putem să o recoltăm și să o folosim, să o uscăm și să avem și pe timpul iernii. Se găsește și ca embrioni. Are foarte multe utilități. Se poate folosi contra inflamațiilor, se poate folosi de bărbați contra prostatei, dar mai ales pentru doamnele care sunt la menopauză, trebuie să consume neapărat această lucernă, deoarece are foarte mulți fitoestrogeni care le sunt de folos. După cum spuneam, putem să o folosim crudă, dacă o uscăm o lingură rasă la o cană cu apă, bem 2-3 cămi pe zi, dacă nu avem de unde să o luăm, putem să facem și spălătură.